Deci, iată, suntem din nou în emisie, am mai căutat anumite dovezi, deci treaba este foarte, să spunem, negativă aici. Deci, m-am spus că nu mi-aduceam aminte ce s-a întâmplat în perioada asta, să spunem, 0-4 ani, deci reiau încă o dată că fratele lui tata a întreținut contacte sexuale, să spunem, cu această doctoriță, deținând sume foarte mari de bani pe mână atunci, se lăuda că a avut peste 100 de femei, doctorițe, inginerii, profesoare, universitare, muncitoare, deci cumva a ajuns și tata și s-a culcat cu ea. Aici erau în niște, să spunem, încrengături din astea neoliberale în perioada asta de deschidere, în care, de fapt, eu tot pistonând și încercând să mă interesez, se vedea că erau generate de KGB-ul rusesc. Deci el genera aici și, să spunem, puterea și opoziția. Și puterea și opoziția, cu dizidenți falși, cu absolut tot. Deci cam ca la Doina Cornea, dizident cu pachete de la Paris via KGB. Bineînțeles că la noi nu au fost, cum să spunem, părinții dizidenți, deci eu am reclamat la poliție că nu să dea atenție, eram copil, bineînțeles, au venit poliția aici când eram mic, 3, 4, 5 ore. După atâtea reclamații au trebuit să schimbi comportamentul, bine, mă făceau turnă toți, nu știu, și copiii prin Rusia și-au băgat părinții la închisoare. Însă se vedea de atunci, deci, cum se spun, se spune în pasiune pentru monstruozitatea odată și faptul că nu mă învăța corect anumite lucruri, deci tot spunea că a fost la masacru din Iași, că a fost în regimentul 6 vânători, cumva, chiar dacă a fost la masacru, nu mi-a explicat ce cu evreii ăștia tot, a trebuit să pistonez și să pistonez, să mă interesez, deci evreii au fost aduși de turci, în urma repetate masacre comise de otomani, deci nu aveau o prezență, să spunem, valabilă, complet negativ. Așa se transează problema asta, dar ea, nu cu suspiciune, aruncând suspiciune asupra ta, de ceva, practic, tata pasionat al unor situații de groază, situații cam cum sunt în filmele de groază. Deci, ceva negativ, la fel și mama, deci, eu am arătat aici o poză. Aici, bineînțeles, trebuie mărită. Deci, fotograful surprinde prin oglindă o față, să spunem, complet deformată, când eram eu copil mic în brațe. Aici avem, să spunem, la CFS, la Săvineștiu din Piatra Neamț, tot așa, cine urmărește grupul de ingineri de acolo, din anul 1965, vede clar dacă analizează oameni care erau implicați în aceste legăminte stranii de distrugere a uzinilor, deci falsul maxim. Pentru că aici sunt strădări colosale și totul e distrus, toată industria chimică e distrusă, sunt pretextată, e comunistă. Deci, practic, a făcut-o poporul, aveai voie și atunci să faci afaceri, pretextau că e procurorul, numai minciuni, deci, teoretic, trebuia să ai grijă, erau implicați, practic, toți în prăbușirea industrială a regiunii. Prin aceste sacristii negri s-adunau la CFS aici s-a văzut, deci și atunci în 1980 când s-a stabilit parcursul distrugerii uzinei și a fost și la Săvinești la fel, deci în anul 1965 aceste sanhedrini și aceste adunări din astea tenebroase
Sunt foarte multe, deci ele nu sunt câteva așa, sunt probabil vreo 10.000 în țară, sau sunt abârlat foarte multe la vas lui. O situație de dezastru, de trădător, de neam și de țară este în familia, în țara asta, la nivel a milioane de familii. Bineînțeles, eu vedeam așa când eram mic, deci că anomalia asta, mine, deci am reclamat, am arătat, deci dezinteres față de copil, ei s-au mai liniștit, de pe la 4 ani s-au liniștit, predexau că din cauza mea nu pot să fac contact sexual, că eu, să spunem, mă trezeam, sau pretexte, să spunem, foarte puierile. Iată că mergem în timp, deci situația, când așa sunt 5-6 reclamații să liniștesc, am arătat și aici și era la lectorul Priscornic, deci la lectorul Priscornic acest copil Tudor Priscornic nu reclamați așa și în casa lui un dezastru total, să spunem că era un fel de swimming, tatăl mergea, cu cine mergea, cu fete, femei, spunem, studenti, mama mergea cu alții, o familie complet dezorganizată, deci o familie complet dezorganizată, până la urmă, deci tatăl vine odată la noi, dar tot ca să spun ce să fac, uite, femeia m-a legat de pat, m-a uns cu slănină, mi-a pus puf cu doi dintre amanții ei, de fapt, și erau numai partide de swimming, se gândeau cam cum o să reacționez eu, bineînțeles, așa se face, deci se face iarăși anchete și anchete, ei, înțelegi, așa se fac situațiile cu familii din astea de spioni și de clasați, deci ei erau înțeleși, până la urmă lucini, că așa sunt în aceste sacristii negri, familii în care declasarea merge pe zeci și zeci de straturi. Pe zeci și zeci de straturi, deci tatăl, acest lector Romulus Piscon, vine la tată aici în casă și nu mai știu ce să fac, mă da afară, l-au dat afară, îl dăduse afară și la servici, păi eu am dus, domnule, la unitatea militară și trebuie să te țin acolo, n-ai, mă arăt situația, ce este, soția este, deci cu giganții care te-au legat de pat și te-au uns cu slănină și te-au dat prin pul, deci trebuie să duci acolo. Trebuie să duci acolo și să stai, deci a stat 2-3 ani până i s-a aranjat din nou postul și, cum se spun, o garsonieră, deci familie complet dezmembrată, așa era să se întâmple și aici, am reușit cumva să evit o situație din asta, dar ambii părinți aveau atunci numai, să spunem, situații din astea ca în filmele de groază, se vorbea numai de sindromul de șa vidă, nu văd, deși s-ar fi vorbit de o boală așa de rară.